Aveți în plan să vă petreceți sărbătorile pascale în Europa? Ar fi bine să vă faceți card european de sănătate. Astfel, în cazul în care aveți nevoie de asistență medicală, beneficiați de aceasta gratuit. Cardul european este documentul care conferă titularului asigurat dreptul la prestații medicale necesare în cadrul unei șederi temporare într-un stat membru al Uniunii Europene. Acesta se eliberează la cererea persoanei asigurate pentru deplasări scurte, maximum 12 luni în afara granițelor României. Este valabil numai pe teritoriul statelor membre UE. Cardul european de asigurat nu este obligatoriu, iar trecerea frontierei nu este condiționată de prezentarea acestuia, fiind suficientă prezentarea oricărui alt tip de asigurare medicală. Cam fiecare an, în preajma sărbătorilor, fie de iarnă sau pascale, numărul solicitărilor crește. Așa se face că în ultima lună, zeci de olteni au mers la CSE pentru a solicita eliberarea cardului european de sănătate. Sunt creșterile care o rămân constante pentru lunile aprilie, mai, iunie, iulie și august. După cum știm, perioada asta se distribuie și se fac cereri pentru cel mai mare număr de carduri din an. Pentru cardul european de sănătate, principiile au rămas în continuare aceleași, cu deosebirea față de anul trecut sau față de acum 2 ani de zile, că este valabil un an de zile, nu mai este valabil 6 luni de zile. Pot beneficia de card european de asigurat toți cetățenii care au calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate și fac dovada achitării la zi a contribuției. În situația în care persoana care a obținut un card nu îndeplinește toate condițiile în baza cărora s-a eliberat cardul și în această perioadă beneficiază de servicii medicale în cadrul unei deplasări într-un stat membru al Uniunii, persoana în cauză va suporta contravaloarea acestor servicii. Eliberarea documentului nu implică niciun cost, iar valabilitatea crescută de la 6 luni la un an. Principala condiție este ca cel care le solicită să fie asigurat. În momentul în care ajunge la casă, se depune o cerere tip de la casă. Această cerere trebuie însoțită de o adeverință de la locul de muncă, de asemenea de o copie după actul de identitate. Pentru copii este necesară o copie după cei care nu au buletin, copie după certificatul de naștere și copia actului de identitate al unui dintre părinți. Cererile pentru card european se pot soluționa fie cu eliberarea cardului european de sănătate pentru cei care au timp și practic eliberarea aceasta durează 7 zile, deci în 7 zile cardul european de sănătate ajunge la domiciliu celui care solicită. De asemenea, se poate face pentru cei care n-au acest timp la dispoziție, se poate face un înlocuitor de card de sănătate, practic în aceeași zi în care se depune, pentru că sunt și cazuri de persoane care trebuie să plece urgent și nu au timp să le vină acest card. Acest înlocuitor are aceleași atribuții ca și cardul, aceleași funcții ca și cardul, aceeași importanță. Cardul european de asigurat conferă dreptul de a beneficia de asistență medicală necesară în cursul unei șederi temporare într-un stat membru al UE. În schimb, documentul nu acoperă situația în care asiguratul se deplasează într-un stat membru UE în scopul de a beneficia de tratament medical pentru afecțiuni preexistente deplasării. Serviciile medicale acordate în statele membre UE în baza cardului sunt cele prevăzute de legislația fiecărui stat și nu trebuie să depășească ceea ce este necesar din punct de vedere medical în timpul șederii temporare.